Asia Express 4 septembrie 2024 Mihai Găinușă și Oana Paraschiv au ajuns primi la Irina Fodor. De ce a izbucnit în lacrim concurenta? Asia Express 4 septembrie 2024 Mihai Găinușă și Oana Paraschiv au ajuns primi la Irina Fodor. De ce a izbucnit în lacrim concurenta? Mihai Găinușă și Oana Paraschiv au ajuns primi la Irina Fodor în ediția în care s-au luptat pentru imunitatea mică. Chiar dacă încă nu știu sigur dacă a obținut-o, cei doi spun că este un prim pas important, căci au cazarea asigurată. Mihai Găinușă și Oana Paraschiv au ajuns primii la Irina Fodor. Oana Paraschiv a povestit că probele pentru imunitatea mică i-au dat mare bătăi de cap. Dar de departe, cele mai mari neplăceri i-au creat autostopul. Au fost opriți de poliție la începutul cursei și au fost nevoiți să găsească o altă mașină, pierzând astfel avantajul celor 10 minute. Concurenta a izbuncit în lacrimi atunci când a aflat că ea și Mihai Găinușă au ajuns primii la Irina Fodor. Nu mă pot controla. Nu suntem proști, dar nu mai pot să mă controlez. E rău. Panică, nervi, amorțelii. Și fuga continuă și stresul de la proba cu Nicolai și răul din mașină și toate, faptul că atunci am realizat că am o problemă cu mine și că nu mă pot controla în situații de criză, a declarat Oana Paraschiv chiar dacă părea ceva mai liniștit. Mihai Găinușă spunea că a trecut și el prin momente tensionate și încearcă să o liniștească pe Oana Paraschiv. O să pară și la a doua vedere că sunt liniștit, dar poate pe ea o enervează. Ea crede că nu mă implic, dar vorba ta, eu încerc să o liniștesc. Cursa asta pentru imunitate cred că a fost mai importantă pentru noi decât pentru ceilalți pentru că era biletul nostru de evadare pentru ceea ce ne pregăteau ceilalți concurenți, pentru că era clar că o să ne voteze, a spus Mihai Găinușă. Nu le-a fost confirmată imunitatea. Irina Fodor le-a explicat faptul că încă nu le poate confirma imunitatea pentru că se poate schimba clasamentul și după ce sunt analizate ofrandele și pachetelele. Dar au scăpat de grija de a căuta un loc pentru a dormi. Încă nu pot să vă confirm imunitatea pentru că implică o analiză destul de atentă a felului în care au îndeplinit-o toate echipele, dar ce pot să confirm este că sunteți prima echipă ajunsă la mine, că aveți cazarea asigurată, a spus Irina Fodor.